Salutare tuturor, așa cum am promis și cum am anunțat, iată că este gata și noul magazin online doar pentru dunăreni. Va fi o colaborare între grupul nostru și site-ul mindprint.ro. Vom avea o secțiune specială pe site-ul lor, aveți un link și în descrierea filmului ce urmează. După cum vedeți, aveți de ales dintr-o serie vastă de produse. Găsiți aici căni de mai multe modele, breloace, tocătoare, desfăcătoare, șepci de două modele și normale și tracker, tricouri, hanorace, toate inscripționate cu sigla grupului nostru în mai multe culori. Veți găsi de asemenea și niște brichete foarte calitative tip Zippo, stickere de mai multe dimensiuni ce pot fi aplicate și pe mașină și pe barcă, perne, stegulețe, dar și niște tricouri cu niște mesaje destul de cunoscute pentru cei care urmăresc acest canal de YouTube. Vine perioada sărbătorilor, vă puteți face un cadou cu această ocazie, le găsiți pe toate la noi pe site, de acum puteți intra și comanda direct de pe site. Spor la cumpărături, vizionare plăcută și fire întinse! Vă salut pe toți și bine ați revenit pe canalul de YouTube doar pentru dunăreni. Plecăm la drum, schimbăm locația de această dată. Mergem în județul Constanța, intrăm acum pe autostradă. Am hotărât să mergem la o partidă de pescuit pe canalul cu apă caldă de la Cernavodă. E vineri seara, ora... cât e Trică? 20:30? 20:47. Sunt cu Trică, cu băiatul cu care am fost și la partida trecută. Dar suntem trupă mare, mai sunt vreo două mașini în față, mai ne așteaptă și Mihai Ivănescu și băiatul lui. Ne așteaptă și Andrei, pe care știți din partida Poveste de Toamnă. Mergem la Cernavodă. Dunărea continuă să fie apatică. Informațiile nu sunt foarte bune, așa că am hotărât acest weekend să-l petrecem la canalul cu apă caldă. Doar ce ne-am pus la drum, revin cu detalii de acolo și ce să zic, fire întins. Fire întins la toată lumea, vă pup. Am ajuns și la Cernavodă. Trică și-a montat repede ustensila. Aglomerat nu este. Pe partea cu pernele nu e niciun pescar. Nici pe malul drept nu sunt foarte mulți. Ideea e că o mare problemă va fi cota de pe canal. E fix cota care îngreunează pescuitul, ca să zic așa. Nici prea scăzută să cobor jos,
nici prea crescută să pescuiești direct de sus. Un mal abrupt de vreo 4 metri. N-am fost nici inspirat să iau, minciogul cu coadă lungă. O să ne chinuim așa și în momentul în care vor fi trăsături, vedem cum coborâm, cum ne rupem gâtul pe aici. E fix cota dintre, nici prea scăzută, nici prea crescută. O să stăm aici undeva sus pe mal și la trăsături coborâm cu minciogul. Dacă vom avea trăsături, bineînțeles. Mai sunt coboruri de genul ăsta, dar sunt destul de riscante, ca să zic așa. Ne postăm, ne aranjăm, încercăm și mai mult ca sigur o să ne vedem din nou mâine dimineață. Băieții sunt fixați pe feeder, și Trică, și Mihai, și Andrei. Eu o să insist cu două lansete probabil pe ciortan, pe crap. Nu m-am gândit încă la monturile pe care le voi folosi. Am și bonduiel, am și porumb, am și mămăligă. Probabil că o să încerc și cu două ucigașe de caraș. Îmi permite locul destul de larg să pescuiesc cu patru lansete. Probabil o să încerc și cu două ucigașe de caraș la momel din astea de pește mic, râmă, vierme, pufulete. Pentru șalou nu sunt pregătit. N-am găsit cărășii vii la ora la care am căutat în magazine. Și na, dacă o să prindem ceva albitură pe aici, încercăm și la șalou. Dacă nu, ne bazăm pe ucigașe și, cum spuneam, două lansete pe ciortan sau crap. Cam asta e ce am găsit la Cernavodă, canalul destul de liber, dar știți vorba aia, când nu sunt sătenii pe aici, cam nu se prinde pește. Vedem ce scoatem, sper să vă las cu un film bun și poate scoatem și vreun ciortan, vreun crab frumos la partida asta. Ne vedem din nou mâine dimineața. Bună dimineața! Gunoiul e cum îl știți la Cernavodă, neschimbat. Partea bună e că văd că au adus coșuri de gunoi. Nu știu dacă se văd acolo în depărtare. Sunt full până sus și am mai căzut și pe jos, pe lângă ele, dar na, e un pas înainte totuși. Și având în vedere că mă uit pe tot canalul și nu reușesc să disting pe cineva care prinde ceva, e clar, peștele nu e pe canal, n-a intrat pe canal, sau dacă e foarte puțin. Și având în vedere că aceasta este singura captură de până acum, un somn pitic, ne-am apucat de un disc, cum se cuvine, pe malul Dunării. Bună dimineața, bună ziua! Bună dimineața spre ziua, dar e 9:30. Peștele absent complet. Au încercat băieții la feeder. Trică a prins, nu știu, a prins ceva, un mornaș mic, parcă. Da. Un ciortănic. Da, e liberată, bineînțeles. Andrei și Mihai au pescuit și ei la feeder. Slabă activitatea. Eu, cum v-am spus, nu prea mai pescuiesc în general la feeder, la pește mic, decât când e cazul. Și pescuiesc cu două lansete la shallow. N-am avut nicio trăsătură. Și cu două lansete la crab, la mămăligă, la fel, nicio trăsătură. Cele două pe care le-am la shallow le-am băgat la râmă aseară. Și am găsit acel somn pitic agățat în cârlig. Vedem ce va fi și mai târziu. Deocamdată peștele se lasă așteptat bine de tot. Nu e nicio mișcare, nu e nicio activitate. Canalul nu este foarte aglomerat. Probabil și de asta lipsa peștelui se explică. De asta nu e foarte aglomerat. Sunt ceva oameni pe perne în partea stângă. Sunt ceva oameni în partea stângă și pe malul nostru, dar față de ce am văzut eu pe la Cernavodă, destul de puțină lume. Ne băgăm la disc aici.
Ca un vrednic, de fiecare dată, da. E foarte, foarte gospodar tric al nostru. Da, mai facem o cafea și, da, insistăm, iese ceva la poză bine, nu? Vă lăsăm cu aventura noastră de 2 zile pe canalul cu apă caldă de la Cernavodă. Ăsta e, băieți, primul pește prins la Cernavodă. Guvidul e cât jumătate din strapazan. Ia uite cum l-a luat. Da, încerc să-i scot cârligul să le liberez. Dacă reușesc să-l scap cu viață pe ăsta. Da, e compromis din păcate. I-a dat deja sângele. Chiar îmi pare rău de el. Dar n-am ce să-i fac, am chițit cârligul prea adânc. Primul strapazan la Cernavodă. Al doilea pește la apă caldă după acel strapazan mic. Un fusar cu care trebuie să aveți mare grijă. E strict protejat de lege. Dacă prindeți așa ceva, eliberați-l imediat. Cam asta am reușit să scoatem la această partidă de la Cernavodă. Deci acesta este fusarul, pește strict protejat de lege, îl eliberăm imediat. Instinctul de Dunăre nu mă trădează, am venit până aici în gura canalului, direct pe Dunăre. E o plajă destul de întinsă aici, cred că e și apă mică. Am venit doar să văd așa dacă e ceva activitate aici în gura canalului. În afară de gunoaie, nicio activitate. Am vorbit cu băieții de pe aici, nu prinde nimeni nimic. Va fi o partidă grea, va fi o partidă grea. Mi-a trecut ușor prin cap gândul să mă mut și pe Dunăre, unde îmi place mie mai mult. Dar nu e nicio activitate. Nici pe canal, nici pe Dunăre. Nu văd pe nimeni să scoată nici cel mai mic pește din apă. E clar că peștele nu a intrat pe canal și nici aici în gura canalului. M-am întâlnit și cu câțiva abonați, evident, aici la Cernavodă, pe care îi salut dacă se vor uita la acest film. Să vedem ce va fi, dacă nu rămânem cu ieșirea, cu încercarea noastră, prima noastră încercare pe 2021 la Cernavodă. Cred că o să mai vină în această iarnă la 2-3 partide. Vedem, mă duc să schimb din nou lansetele, noi suntem undeva la jumătatea canalului. Așteptăm să vină seara, poate e ceva mai multă activitate. Gata, Mihai s-a lămurit cu canalul cu apă caldă. El a scăpat de gherlă cu o mârliță la vreun kilogram așa. Ne-a vizitat și un prieten bun din Năvodari, cu care nu ne mai văzusem de mult. Ia zi, Mihai, impresiile tale la această partidă. Senzațional. Nu se prinde, data. Da. Măcar prin noi află oamenii, să nu bată kilometri până aici degeaba. Da. Slăbuță treaba, băieți. Slăbuță activitatea. Mihai pleacă, rămân eu, stau până mâine și îmi predai ștafeta, da. Eu stau până mâine și vedem ce iese până la sfârșitul partidei. Mihai, ne vedem cum am vorbit. De 1 decembrie facem o pe malul Dunării, da? Bine. Salut. Oh, 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 oh
Ia uitați, băieți, mai mult în spirit de glumă, așa. Ucigașa de Caraș. O montură foarte eficientă. Dar nu la Cernavodă. Cam asta se prinde, asta am prins asta toată ziua. I-am încercat la Șalău, dar nici Șalău nu-i prin zonă. Mai în glumă, mai în serios, ne apropiem de gherla anului, ca să zic așa. Ușor, ușor vine și seara pe canal. Sincer vă spun, din tot canalul, dacă am văzut în total toată ziua de astăzi, să se prindă 3 pești. E ceva de nedescris. Din ce am vorbit și cu câțiva localnici care au trecut pe lângă noi, pare că s-ar fi prins destul de bine săptămâna trecută, dar de vreo 2-3 zile de când apa a început să intre din nou pe scădere, apetitul peștelui s-a tăiat și ați văzut cam ce se prinde. Guvizi, pietrari, specii de-astea dubioase. Asta e, revenim pe seară, mai avem și noaptea aceasta, mai avem și mâine dimineață și vedem cum încheiem această partidă de pescuit. Am avut și o umbrelă ruptă aseară de vânt. Să vedem cum ne adăpostim și noaptea asta, stăm cât ne țin bateriile, după care ne băgăm la somn, mai încercăm puțin mâine dimineață și dacă tot nu reușim să scoatem nimic, evident o vom lua spre casă și ne vom întoarce pe Dunăre în zona noastră. Sper să mai fac minim o partidă în acest sezon pe Dunăre. Cum vă spuneam și mai devreme, avem în plan o partidă de 1 decembrie cu o fasole cu ciolan în zona Călăraș. Să încercăm din nou puțin și alăul pe acolo. Ne-am lămurit și cu apă caldă. S-a prins, nu se mai prinde. Probabil după sărbători vom reveni în zonă. Lunile ianuarie, februarie și martie o să mai încerc câteva partide aici. Cam asta e. Lampa sau gherla, cum îi spun eu, e aproape. Țineți aproape să vedeți gherla anului. Lipsa activității peștelui nu ne-a descurajat. E partida cu discul asta, al doilea disc. Vă pup! Facem o masă cu de toate? Da, mai facem un disc cu niște pulpe de pui, cartofi, uigi, să avem și ceva ceafă pe acolo. Nu cred că mai e cazul să vă spun în continuare de activitatea peștelui, care e aproape de zero. Câțiva murunași mici pe feeder, un strapazan insignifiant la un guvid prins tot la feeder și cam asta e. Cert e că, v-am mai spus și mai devreme, nu e pește pe canal, nu prinde absolut nimeni. Cam asta e ce pot să vă spun din punct de vedere al pescuitului. Din punct de vedere al mâncării, stăm bine, ne descurcăm. Cine ne pregătim mai postează și poze de acum 2-3 ore de la apă caldă, sunt de da, mult pozele? Da, sunt poze vechi, da. Poate n-am prins noi și a prins altcineva, nu putem să... Asta să nu bateți drumul degeaba. Da. Ne pregătim de un live în curând, mâncăm ceva, ne băgăm la un live și apoi cred că direct la somn și vedem ce se mai întâmplă mâine până plecăm, nu o să stăm foarte mult. Frig nu e încă, n-a venit încă iarna în adevăratul sens al cuvântului. Cred că sunt 7-8-10 grade acum, 8-10 grade pe acolo, deci destul de bine. Am avut o vreme bună, o vreme frumoasă, a fost puțin nord, a ieșit și soarele, fără vânt, puternic, deci doar lipsa peștelui a fost tot ce a lipsit de la această partidă, însă am compensat prin restul întâmplărilor. Am ecologizat și locul, avem acolo un coș mare de gunoi. O să mai strângem și mâine ce rămâne în urma noastră. Facem și un apel către primăria Cernavodă sau cine se ocupă de coșurile de gunoi instalate aici pe malul canalului de la Cernavodă.
să vină să și ridice gunoiul, că dau pe răscoale toate coșurile, s-au umplut coșurile și surplusul e pe jos, dus de vânt prin pădure. Deci degeaba punem coșuri de gunoi dacă nu le și strângem, dacă nu le și golim. Mai ales într-o perioadă în care canalul e bătut destul de des de pescari din toată țara. Am văzut mașini de Brașov, Călăraș, București, Tulcea, Constanța, nu mai zic, Buzău. Ok, au început să sfârie pulpițele și cartofii, ne băgăm la o masă copioasă și revenim mâine dimineață. Ne-am trezit. Suntem la cafea. Ne-a schimbat activitatea. Ne apucăm ușor, ușor de strâns. Ne-a schimbat activitatea. Activitate deloc. Să ecologizăm imediat și locul. Gunoiul l-am... Îl luăm acasă. Îl luăm acasă, da. Faceți cu toții la fel. Canalul și așa e destul de plin de gunoi. Ne-am trezit învoluiți de o ceață deasă. Pare că au început să meargă reactoarele și să vină apă caldă. Am mai schimbat odată lansetele acum de dimineață, dar... Nu, activitate... Zero. Gherla anului, aș zice. Probabil acesta va fi și titlul filmului. O să iasă un filmuleț destul de scurt. N-am avut ce să filmez mare lucru. Ieșirea însă, per total, a fost frumoasă. Până se reglează cu canalul, probabil că o să revin o să revin pe Dunăre pentru una sau două partide, ultimele din acest an. Revenim cu încheierea și fire întinse tuturor. Am plecat. Am lăsat malul cât se poate de curat. Aici ne-am stat noi. Am încheiat partida la Cernavodă, apoteotică, să zic așa. Câțiva pești mici de neluat în calcul. Încheiem aventura la Cernavodă, probabil că vom reveni pe Dunăre pentru ultimele partide din an. Vreau să vă arăt și despre ce vă vorbeam aseară. Cam așa arată coșurile de gunoi, pline și date pe răscoale. Sunt în mașină pentru această încheiere, scuze dacă vibrează telefonul puțin. Încheiem aici o partidă neașteptat de slabă. Cam asta a fost. Astăzi dimineața a început să vină ceva abur pe apă și parcă s-a mai încălzit puțin apa, însă apetitul peștelui a rămas același. Nu e activitate deloc, nu prinde nimeni nimic. Am încercat și noi. Am venit 200 de kilometri să încercăm, măcar ați văzut la noi că nu se prinde, ca să stați liniștiți, să nu credeți că e cine știe ce activitate la Cernavodă. Pescar mulți, toată lumea se plânge. Da, am încercat, per total a fost o ieșire frumoasă, o să revin la Cernavodă probabil de anul viitor. Tot timpul canalul merge bine lunile ianuarie și februarie și când se va așeza puțin treaba, o să mai încercăm probabil vreo două sau trei ieșiri pe canal, începe Dunărea. Trică dezamăgit de partidă? Bă, frate, în privința peștelui, da, pot să spun că da, că nu a fost activitate, dar pe partea cealaltă, partea frumuseții, șprițul, discul, a fost tot ok. Da. Adică sunt foarte mulțumit de ieșirea asta, a costat cel mai mult. Mă bucur cu chestia asta. Ne revedem la așa, la alte partide pe Dunăre. Ok, gata băieți, cu asta vă las. Probabil, cum am mai spus, o să fie un film scurt.
mulți pescari și pe perne, multe mașini. Revenim la Dunărea noastră, mai încercăm și pe acolo să vedem care e activitatea. Până la o nouă întâlnire pe canalul de YouTube Doar pentru Dunăreni. Vă doresc la toți să fiți sănătoși și fire întinse.